sunt primele lucruri pe care le faci dimineața când te trezești? Vodogăni că trebuie să te scoli din pat și să pleci la muncă? Poate că afară este frig și bate vântul și tu ai preferat să rămâi în pat până târziu? Că ai de făcut nu știu câte treburi pe ziua respectivă pe care nu ai chef să le faci? Am avut o perioadă când făceam la fel. Și ce să vezi, parcă toată ziua era morocănoasă, exact cum eram eu dimineața. Lucrurile se petreceau doar cu greutate și ofta. Când am ajuns să învăț despre cum creăm realitatea pe care o trăim, am realizat că eu am ales să experimentez viața așa. Oare cum ar fi să o fac și altfel? Cum ar fi să mă trezesc în recunoștință față de ziua minunată pe care mi-o creez chiar acum? Cum ar fi să îmi încep ziua cu o melodie exact pe sufletul meu, cu un surâs interior pentru fiecare părticică din mine care mă susține și azi? Deci, ce lucruri faine pot crea în această zi și în toate celelalte din această energie a recunoștinței? Fiind în întrebările astea în fiecare dimineață, făcând alegerea de a-mi zâmbi mie și lumii în fiecare dimineață, fiind prezentă cu fiecare minunăție de minut pe care le experimentez ca pe o unicitate în viața mea, chiar dacă e să spăl vase sau să calc, am observat că trăiesc cu totul altă realitate față de cea plină de critică și greutate pe care mi-o creasem în trecut. Scrie-mi în comentarii ce alegi să schimbi azi ca să-ți faci fiecare zi cea mai faină din câte ai trăit până acum. Sunt Elena Paula Șibei și te susțin să-ți creezi corp și viața pe care le dorești. Mă găsești pe căilevindecării.ro, sunt toate cu inspirație.